fundați moderatorul și să ne fac meseria de moderator și să ne mențin de un jur de centrale de astăzi. Sigur, toate cele spuse de Academicia Mircea Fronta au fost foarte interesat și foarte bine comunicat, foarte bine surprins, foarte fond din societatea actuală. Însă o anumită rigoare a discuției ne ocupă să ne adunăm pe subiectul acesta. Aș îngăsa puțin ordinea intervenției și l-aș întreba pe domnul Eugen Ciurbin. Știm foarte bine că el a lucrat destul de mult timp la o idee de manual școlar în care se întâmplă istoria religiilor. Cum ar face acest lucru? E ca și cum Simona Halep ar veni de pe singurul teren de tenis de România. Un sport care nu este practicat. Apropo, sper că ați observat sperăm că rezultatul pe spatele să fie victoria Bărbătoarei. Eu și din Mușa. Revin. Iertați-mă. Răspunsul la întrebarea Bărbătoarei de Tute nu poate fi decât unul. Pentru a reechilibra cei trei termeni care le-au reunit aici. Știm suficient de mult, pe câteodată prea multe lucruri din sala următoare marca, despre ce înseamnă dorința unei biserici majoritari, dorință legii, dorință masivă, dorință deja intrată la a doua generație, după 89, în a implementa, până la urmă, manual de religie în învățământul primar secundar și chiar cel non-teologic universitar. Știm foarte bine că există o extrem de respectabilă idee, tradiție intelectuală, de etică, în care se bază, se răstoară clepsidra teologiei, obținând un instinct de o calitate similară, cu rezultate înspre îmbunătățirea calității convieții noastre, care este tema noastră. Dar ceea ce nu știm este că istoria religiilor este atât de absentă în România, în comparație cu tot ce se întâmplă în lume, încât răspunsul la întrebare este următoarea. 1. Nu există religie la singular. Nu există niciun context traversat de om, de când omul are memorie, o șopăstrează și o transmite, în care există o singură religie. Religia, așa cum este în temă, acum a fost în dezbatere de la GDS, poate în următoarea la toamnă, este un termen generic, se folosește la singular și trebuie folosit tot timpul la plural. Cei care sunt cei mai apropiați de o carte care are un Vechi și un Nou Testament știu asta mai bine decât aproape toți. Pentru că este acolo o bifurcare uriașă și enigmatică a iudaismului, creștinism, care arată că asta este dinamica religioasă. 3. Ca eu să am acces nu doar la diversitatea, nu doar la eventuală confruntare, dezbatere sau schițare, ameliorare unor valori publice provenite din valori religioase. Eu trebuie să practic o cunoaștere suficient de neutră, în așa fel încât să pot să fac pasarela cu răspândia în care ne întâlnim, care este statul, care este neutru și care are obligația din neutralitatea lui să ne sprijine pe toți. 4. Ca eu să ajung la aceste rezultate, trebuie să fac știință de câteva sectori, instituțional, de două sectori, în toată lumea, vorbim de mii de catedre și institute de istoria religiilor. Fie că în Germania îi spunem religion sfârșită, alții mai religion sfârșită, sau îi spunem religion sfârșită, cum se întâmplă pe o tradiție care nu a fost străină nici marilor cărturari de secolul XIX români, inclusiv HD, care, într-o carte, o broșură despre iudaism, de altfel destul de problematică, 1868, are această frază. Dacă ar fi să scriu o istorie a religiunii, își punea multe probleme, își punea deja această problemă. 5. Ca eu să pot ajunge
de la neutralitatea statului, la neutralitatea efectivă și eficace a unei cunoașteri livrate pe toate etajele, am nevoie de competențe care să fie, în primul și în primul rând, filologice și istorice. Aceasta a fost și rațiunea cu care împreună cu profesorii Andrei Crescu și Andrei Ștama am pledat pentru afilierea Institutului în cadrul Academiei, nu la secțiunea de filozofie și teologie, ci la secțiunea greului intelectii, adică trebuie să știm moldura în care noi percepem un fapt întâlnit acum, petrecut acum mileniu, pentru că noi trebuie să facem greacă, pentru că Noul Testament și noi să facem bine, poate și arameică, poate și siriacă, poate și alte limbi de patrie, etc. Și ca eu să înțeleg diversitatea și lucru cel mai important, rezumatul a ceea ce de fapt vreau să vă spun, ne trebuie această competență, exact în stiajul mare greșe făcute și de merge în viață, într-o cultură deja planetară și globalizată. Cel de-a șaselea punct este acest. Orice religie, în mod natural, subconștient, masiv și indeterminat, face istoria religiilor din prejur. Dacă eu, citind patristic, obțin o imagine a iudaismului, trebuie să completez imaginea iudaismului ambiental în primele secole creștine cu surse iudaice. Dacă eu vorbesc istoria iudaismului și vreau să ajung la o imagine a mitraismului care a dispărut sau a unui manichismului care nu mai se vede în China, eu trebuie să am competențe riguroase și bine comunicate celuilalt, inclusiv la un nivel liceu, ca să se înțeleagă că imaginea noastră despre celelalte religii vine fie din puținătatea educație, pe care o avem în general, suntem într-un deficit în mărunte, de foarte mult, mai ales și doi, din faptul că și dacă sunt înscris, afiliat, îmbunătățit, în duhovnicit, pe o singură religie, ceea ce eu voi înțelege în toate celelalte, va fi exclusiv dominant de această versiune, pentru că mecanismul pluralității acționează toate. Toate religiile au știut că nu sunt singure pe lume, dar asta toate au spus cele mai bune. Și o singură paranteză cu privire la hedonism. Aș vrea, totuși, să invităm și pe domnii de aici, într-o facultate de vizită, care au avut o imagine a hedonismului, nu totuși atât de catastrofată decât cea pe care, cu bună dreptate și cu bună știință, ați dorit să o evitați. Cred că de la Cornei până la Iubou și mai departe, cred că toți, cred că asta e clar nebis, pe asta avem idee de uite. Care e bazată pe ideea de odihnă de așa presă. Toate lucrurile astea sunt partea bună a hedonismului, care o știți mai bine de mine, corespunde cu tradiții intelectuale grecești, absolut super. Mulțumesc!